Bună dimineața, 8 și 31 de minute la Paris. Îi spunem bună dimineața și foste noastre colege, Raluca Razăr. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine ai revenit! Revenit alături de noi! Ne auzim bine, da? Ne și vedem. Sigur că da. Suntem live pe Zoom. Plecând de la ideea că, iată, odată cu această olimpiadă din 2024, Parisul va fi țara, mă rog, orașul, Franța va fi țara care va găzdui pentru a treia oară Jocurile Olimpice. S-a mai întâmplat în 1900 și în 1924. Va găzdui și anul acesta olimpiada, al doilea oraș, Parisul, după Londra, care a găzduit și ea de trei ori. Și vrem să aflăm de la tine cum se pregătește Parisul, cum se pregătesc francezii pentru această acest moment important. Putem să aflăm împreună dacă mă ajutați cu întrebările, pentru că toate componentele acestei pregătiri și toate punctele esențiale sunt atât de numeroase încât risc, evident, să uit anumite aspecte. După cum știți, pentru că știu că urmăriți mult politica franceză, contextul în care Jocurile Olimpice ajung în Franța în acest moment este destul de complicat. O să-mi spuneți că nu-i nimic, că întotdeauna există probleme politice, că întotdeauna Jocurile Olimpice, dacă ne uităm în urmă, în istorie, au existat probleme în momentul în care ceremonia se pregătea să înceapă. Acum, în Franța, după cum știți, au existat alegeri anticipate acum 3 săptămâni și de atunci nu avem un guvern nou desemnat. Există în continuare guvernul Attal, care, condus de Gabriel Attal, care duce mai departe afacerile curente, cum se spune, dar în culise pot să vă spun că este o debandadă generală, pentru că încă stânga și aliații săi care au câștigat alegerile nu au reușit să desemneze un nou prim-ministru. Se simte o stare de tensiune la Paris? Nu știu. Este puțin spus tensiune, dar toată lumea ne asigură că suntem pregătiți, că totul este în regulă și că Jocurile Olimpice vor fi un succes. Dacă este să vă spun în continuare despre context, pot să vă reamintesc, poate unii dintre voi nici nu erați născuți pe vremea aia. Franța dorește să organizeze Jocurile Olimpice de prin 1986, Jocurile Olimpice moderne, când a depus în 86 o primă candidatură nefericită, pentru că jocurile au fost atunci atribuite Barcelonei. Și în 2005, îmi amintesc, eram în piața primăriei, când în tot Parisul era sigur că va obține organizarea jocurilor din 2012, care au fost atribuite cărui oraș? 2012? Nu mai mi-aduc Londra. Londra. A fost marea competiție între Franța și Londra, între Paris și Londra. Da. Și mi-amintesc că atunci, pe vremea aceea, eram corespondent și o piață întreagă de oameni au început să plângă în momentul în care pe ecranele din piață a apărut figura lui Jacques Rogge, pe atunci era șeful Comitetului Olimpic, care a anunțat Londra și atunci a fost o prăbușire generală. Visul olimpic, deci, a fost reluat după 10 ani, în 2014, când actuala candidatură a fost validată și Franța a obținut în sfârșit Jocurile Olimpice în anul 2017. E un parcurs absolut extraordinar, sunt peste 10 ani de când auzim, poate nu în fiecare zi, dar odată la 3 luni tot auzim că Parisul va găzdui Jocurile Olimpice în 2024. Și e ca un examen pentru care te pregătești foarte asidu și la un moment dat spui nu mai vreau, m-am plictisit, să înceapă, să se termine. Dați jocurile englezilor. Nu mai vrem să mai facem nimic. Bine, cine au mai? Roma, Los Angeles, Budapesta, Hamburg, nu? Parcă de acolo s-a ales. Exact, însă candidaturile europene după aceea s-au retras, da. Rămăseseră în joc doar Los Angeles și Paris. Și, în fine, Los Angeles a obținut jocurile din 2028, iar Parisul s-a ales cu jocurile centenare. Într-adevăr, data aceasta era foarte importantă din punct de vedere simbolic, pentru că este centenarul anului 1924, când Parisul a găzduit
pentru a doua oară Jocurile Olimpice. Ce mai vreți să mai știți? Nu este doar Olimpiada Pariziană. Siturile olimpice vor fi și la Marsilia și la Lille. La Lille, evident, se vor desfășura Jocurile Olimpice pentru probele de handbal, de basket. Châteauroux, unde a fost exilată într-un fel proba de tir, pentru că Parisul totuși e greu să tragi cu pușca în Paris. Apoi în Tahiti, în Polinezia, proba de surf, care se anunță a fi extrem de spectaculoasă, pentru că acolo aveți renumitele valuri ale Pacificului, cu care surferii vor trebui să se înfrunte. Dar, evident, Tahiti se află la 12.000 de kilometri de capitală. Hai să vorbim puțin și despre ceremonia de deschidere, pentru că până acum mi se pare așa că s-a creat un oarecare mister. Nu se știu foarte multe lucruri, în afară de faptul că va avea loc pe 26 iulie și că va fi pe malurile Senei. Nu am găsit o oră oficială, nu am găsit neapărat un program. Ce se știe despre ceremonia de deschidere? Se știu trei cuvinte. E vorba de nemai văzut, e vorba de istoric și e vorba de spectaculos. Sincer, nici francezii nu știu mai mult decât dumneavoastră, pentru că organizatorii au semnat niște clauze de confidențialitate atât de stricte, încât în presă nu apar foarte multe informații și nici cei mai cireți dintre intervievatori nu au reușit să afle mai multe, nici măcar nu se știe cine va fi ultimul purtător al flăcării olimpice. Se fac tot felul de supoziții, a existat și o glumă care spune că poate va fi noul prim-ministru care va purta flăcări olimpice, pentru că vă amintesc că nu avem un nou prim-ministru. Oricum, multe nume sunt vehiculate, dar până acum nicio informație nu a ieșit în afară. Vreau să vă reamintesc că este pentru prima dată totuși în istorie când o ceremonie de deschidere nu are loc pe stadion. Pe un stadion. Este o ceremonie care este supusă, în primul rând, vremii. Vremea la Paris în acest moment este destul de închisă și de puțin primitoare. E o brumă și o ceață care persistă de dimineață. Să sperăm că vineri seara, la ora 19:30, ora Parisului, toată lumea va fi totuși, va putea să asiste la un apus de soare magnific pe malurile Senei. Este vorba de o paradă nautică care va avea ca punct de plecare podul Austerlitz și care va pleca spre Trocadero. Este vorba de peste 100 de embarcațiuni. Până acum au avut loc câteva simulări și câteva repetiții, dar care evident nu ne pot da o idee despre partea grandioasă a ceremoniei. Pentru că, evident, când nu ești într-un stadion, când ești într-un oraș care e transformat într-o scenă, e mai greu să repeți, evident, pentru a păstra secretul. Este o paradă nautică de peste 100 de embarcațiuni. Evident, națiunile olimpice cu delegații foarte numeroase vor avea propriul lor vas, dar națiunile mai mici, mă gândesc la delegația României, va trebui să împartă vasul cu alte delegații la fel de micuțe. Nu știu, încerc să-mi imaginez, să anticipez că va fi ceva spectaculos, mai ales că pe tot parcursul acesta vor fi puse în valoare, odată în plus, și monumente și clădiri emblematice, simbolice pentru Paris, pentru omenire. Mărez la Louvre, Notre-Dame, Place de la Concorde, sunt evident, anunțate și prezentări evident, culturale. Și punctul final al acestei defilări va fi în fața, cum spuneați, și în fața esplanadei Trocadero, deci în fața turnului Eiffel, unde va fi aprinsă torța olimpică, cea care va veghea jocurile până pe data de 18 august și apoi, evident, ridicarea culorilor olimpice. Nu uitați că, în afară de asta, pe podurile care vor fi traversate, pe poduri vor exista dansatori. Se vehiculează cifra de 400, între 400 și 3000 de dansatori care au fost cooptați, care au fost angajați pentru a participa la această ceremonie. Și apoi, evident, cum vă spuneam, misterul planează cu totul și cu totul întreg în privința
purtătorului flăcării olimpice. Astăzi, ca să vă mai dau o informație, astăzi flacăra se află la Versailles, unde vor fi probele, unde au fost programate probele de hipism și probele de echitație, de sărituri de obstacol și de dresaj. Iar apoi, după amiază va fi la Castelul Versailles, iar dimineața acum flacăra olimpică face un tur pe la Clairefontaine, unde este centrul de pregătire a fotbaliștilor. În total, parcursul flăcării, de când a ajuns pe tărâm francez pe 9 mai, flacăra a parcurs peste 12.000 de kilometri și a fost purtată de 11.000 de persoane care au fost desemnate pe diverse criterii. Au fost personalități locale, personalități artistice, în fine, foarte multe persoane care au purtat, deci, acest simbol al olimpismului. Apropo de simbol, înțeleg că există și o mascotă a Jocurilor Olimpice din Paris. Da, mascota este, poate ați văzut-o, e destul de greu de înțeles, după părerea mea, dar poate... Pe mi s-a părut că arată ca un clopoțel. Acum nu știu dacă am nimerit sau nu. Se spune că este o bonetă, o caschetă frigiană, deci un simbol preluat și schimbat din timpul Revoluției franceze, care în același timp ne reamintește de toate faptele mari făcute în acest răstimp. Mai există câteva locații absolut inedite în privința Jocurilor Olimpice. Aminteam mai devreme, Alex, despre Place de la Concorde, despre Grand Palais. Acolo vor fi probele de scrimă. În Place de la Concorde nu se circulă de peste, hai să zicem, 4 luni de zile. Și se știe că este un punct nevralgic pentru traficul parizian și din acest punct de vedere acest lucru a alimentat nemulțumirile automobiliștilor, nemulțumirile parizienilor. Deci în Place de la Concorde de peste 4 luni se construiește. Ce se construiește? Se construiesc 4 arene care vor putea să primească în momentul probelor olimpice peste 20.000 de spectatori și sunt arenele care vor fi consacrate sporturilor urbane. În Place de la Concorde, deci, vor fi probele de skate, vor fi probele de basket de stradă, 3x3, probele de BMX, acrobatic, și de, cred că am uitat ceva, și de breakdance fiind sportul care intră acum în premieră în clasa, în programul olimpic. Ai spus că au fost ceva probleme în zonă, traficul fiind închis. Asta a atras, presupun, și nemulțumirea parizienilor. Dar să nu vorbim neapărat despre nemulțumiți, să vorbim despre starea generală a parizienilor. Sunt bucuroși că vor găzdui această ediție, primesc cu brațele deschise turiștii, pentru că mă gândesc că prețurile au explodat atât la cazare cât și în alte, mă rog, aspecte ce țin de organizare. E un profit pentru capitala Franței în fond și la urma urmei și pentru Franța în general. Cum se prezintă lucrurile? Desigur că, din punct de vedere teoretic, există anumite profituri economice care vor exista după aceste Jocuri Olimpice, însă, paradoxal, toate promisiunile pe care organizatorii le făcuseră înainte de Jocurile Olimpice, deocamdată ele nu sunt împlinite. De exemplu, hotelurile, care de obicei la această perioadă anului au o rată de ocupare de peste 80%, acum sunt pe jumătate goale, iar restauratorii care sunt în jur, cei care trăiesc din turism, sunt destul de nemulțumiți, ceea ce a făcut ca în ultimul timp președinția regiunii Île-de-France, unde se află Parisul, să propună anumite compensații economice pentru organizatorii, pentru comercianții care se află în perimetrul de securitate. Pentru că am uitat să vă spun, în afară de faptul că nu se circulă în Place de la Concorde, există anumite perimetre de securitate care au fost instalate progresiv
De exemplu, acum nu te mai poți plimba, nu mai poți face jogging în centrul Parisului, în zona kilometrului zero, într-o zonă care merge de la Invalizi până la Turnul Eiffel, apoi care se îndreaptă spre Louvre, în partea cealaltă către Notre-Dame. Există un perimetru, e organizat pe culori. Există perimetrul roșu, perimetrul bleu și perimetrul gri. Cum nu locuiesc în zonă, nu am avut curajul să mă aventurez până acolo ca să văd exact despre ce este vorba și despre ce ai voie să faci sau nu. Oricum, de o săptămână aceste bariere au devenit din ce în ce mai pregnante și nimeni nu are voie, în afară de oficial și de cei care sunt implicați în organizare, nimeni nu mai trece de aceste zone. Pentru locuitorii din cartierele Invalizilor de la Turnul Eiffel, este nevoie de un QR code care să fie prezentat pentru ca oamenii să poată merge ori la serviciu, dacă au birourile acolo, ori să meargă la ei acasă. Ceea ce a făcut ca paradoxal Parisul să se golească un pic, cine poate să plece, cred că a plecat deja, mulți au plecat în locuințele secundare, mulți au plecat în vacanță și, în fine, noi suntem obișnuiți cu lucrurile astea, cum se întâmplă ceva, cum toată lumea pleacă. Deci n-aș putea să spun că este o efervescență extraordinară în privința parizienilor care doresc să primească Jocurile Olimpice. Mai mult le suportă, mai mult... Le tolerează, dar cred că cheful de Jocurile Olimpice va veni progresiv, pentru că, trebuie să recunoaștem, este un eveniment istoric și fiecare trebuie să dea o mică părticică, să aibă o mică contribuție, măcar prin faptul că acceptă toate restricțiile care au fost impuse până acum și care vor urma crescendo. Bine, e normal ca oamenii să plece, spuneai mai devreme că mulți au plecat, decât să rămâi blocat într-un oraș blocat, mai bine te duci acolo unde vezi și oricum, cu ochii în perioada asta. Cred că frenezia va veni din partea spectatorilor dedicați Jocurilor Olimpice, mă gândesc Corect. La suporteri, la cei care vin din exteriorul Franței sau al Parisului să vadă Jocurile Olimpice și care vor crea acea atmosferă specifică. Dacă ne-am bazat doar pe parizieni să aplaude și să strige, să încurajeze, s-ar putea să o facă de departe, de pe Coasta de Azur. De ce nu? Sau din fața televizorului. Sau așa. Desigur, acest spirit olimpic este foarte încurajat și de existența așa numitelor fan zone, care vor fi instalate în punctele strategice din Paris. E vorba de vreo 30 de puncte importante, unde cel mai important este în fața primăriei Parisului. Deci este o arie protejată, unde sunt instalate ecrane uriașe, unde oamenii pot veni să urmărească probele în grup, unde pot veni să aplaude, unde pot beneficia și de anumite animații sportive, de bufete de restaurare și de tot felul de idei care, desigur, vor veni pe parcurs. Pentru că în acest moment din existența mea, vă pot vorbi și de experiența mea personală, eu sunt profesor în acest moment și pot să vă spun că pe tot parcursul anului școlar, profesorii, mai ales cei de educație fizică, dar nu numai, toți am fost încurajați să creăm evenimente în jurul Jocurilor Olimpice, fie și numai că elevii, de exemplu, au cercetat un pic mai mult istoria jocurilor, că s-au aplicat asupra unui domeniu, că au studiat, de exemplu, impactul ecologic al acestor jocuri și impactul, să spunem, economic, care va veni după aceea. Deci este o efervescență, dar care deocamdată este destul de reținută și destul de circumspectă, dar contăm evident pe cei care vor veni pentru a pune un pic atmosfera mai, să pimenteze un pic atmosfera. Raluca, îți mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru aceste detalii interesante în legătură cu Jocurile Olimpice de la Paris. Succes, baftă! Iar dacă alegi să mergi să vezi ceva, să-ți iasă așa cum sper, da, în calitatea de susținător sau de suporter. Deocamdată îmi voi lua valiza și voi pleca, pentru că fac parte din cei care părăsesc Parisul, las locul turiștilor și evident că voi urmări de fața televizorului toate aceste probe, pentru că e un eveniment planetar, să recunoaștem. Și mult succes delegației românești!
Bun. Iar ție all around dance, putem spune și asta. Prin altă parte, undeva unde e mai mult loc. Îți urăm vacanță plăcută și să ne reîntâlnim. Vacanță frumoasă, mulțumim. Mulțumim. Mersi, la revedere. La revedere. Raluca Lazăr în direct de la Paris cu amănunte despre Jocurile Olimpice. A treia oară când Franța, când Parisul găzduiește, iată, din 1924 n-a mai făcut-o, a venit acest moment, 2024. Să sperăm că lucrurile vor fi în regulă. Vă vom ține la curent noi, București FM, atât pe Facebook cât și în emisiuni, în știri, cu tot ce se întâmplă acolo. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim mâine, la 6, în matinal. Flori, Cornel, Andreea și Alex vă urează o zi excelentă. Rămâneți cu Ioana Brușten în De 10 ori România. Ceau! Ceau!